Ce e tata aici? Bună seara și bine v-am găsit! Cu toții vom fi martori la o demonstrație foarte, foarte periculoasă și în același timp foarte dificilă. După cum puteți vedea, are deja brațele, stomacul și gâtul încătușate. Capul lui Cristian se află într-un cub total transparent și va rămâne tot timpul la vedere după ce apa care se află acum în bidoane, va curge în acest cub și va depăși nasul său, nu va mai putea respira. Va folosi această unealtă, va încerca să evadeze înainte de a se înneca. Ready? O să vedeți un cronometru imediat sus pe ecran. Ne va arăta timpul care el îl va petrece sub apă. Să fii și calm. Mega calm. Bă, deja au trecut 50 de secunde. Un minut. Un minut jumate, băi, ești prost. Deja e... E cu ciocanelul în mână, dacă e ceva, să spargă imediat, știi? Da. Vezi? Mamă, 1.40 e deja mult. Hai că poți. Tendința e minute. Să faci repede, nu. Andy, te rog, vino pe scenă. Vin, tată, dacă zici. Eu zic Andy, te rog să introduci mâna în cubul cu apă. Vreau să arăți tuturor, da? Că nu există niciun accesoriu care să inducă în eroare. Poți să-i atingi fruntea sau nasul, dacă dorești. Băieți, nu este absolut nimic. Deci omul chiar e în apă. Deci ne apropiem de 3 minute. Nu cred, bă. Haide, mă. Haide. Deci am crezut că e ceva, dar nu e tati, e fix în apă. Și stă de 3 minute. Nu vine să cred. Și încă n-a ajuns la lacătele de la gât. Mai are ceva treabă, nu? Păi mai are și sus aici, nu? Și acum acolo. La gât mai are. Vai de mine, deja sunt 3 minute jumate. Cum stăm omul ăsta 3 minute jumate sub apă? 3 minute și 30 de secunde. Este recordul
care l-a făcut faimos pe Harry Houdini, cel mai mare evaluator din istorie. Haide, mă! Bravo! Haide, mă, odată! Hai că poți! Hai! Mamă, 4 minute, Andy! 4 minute! A căzut aia. Bă, i-a căzut aia. A scăpat instrumentul. Aoleo, dați-i voi instrumentul. Dați-l voi. Dă-i-l. Dă-i-l. Incredibil, frate. Ah! Nu-mi place chestia asta, așa, mă. Uite, nu mai poate, îl văd. Dacă vă uitați atenți la abdomenul lui Cristian, au început să apară contracțiile. Este semnul disperat al corpului că are nevoie urgentă de oxigen. La mine se întâmplă asta la 1 minut și 30. Haide, haide, mamă, hai că poți. Haide. Ce ziceai de 6 minute? Mai repede, că 6 minute, incredibil, deci... Ia. Hai, hai. Ioi, cum îi tremură. 6 minute! Haide! Bă, 6 minute. Ia, să m-aș duce și aș scoate ăla, mă, să-l ajut. Du-te, mă, și dă-i cu ciocanul la Andra. Vai, serios aș da. Doamne! Haideți, ajutați-l. Aoleo. Începe să mă sperie. Bă, ești nebun la cap, a început să tremure. Haide, mă, odată, bă! Haide. Uluitor, bă, uluitor! Are you okay?